Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 februarie 2022. Înfruntă-ți păcatul. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Psalmul 51, versetul 4. Avem nevoie de un mod nou de a privi păcatul, de o nouă înțelegere a acestuia. Pastorul și autorul John Ortberg a scris: orice păcat implică negare. Păcatul aduce cu el o anumită miopie morală, vedere încețoșată. Am încheiat citatul. Și singura cale prin care îl poți vedea clar este prin ochii celui împotriva căruia ai păcătuit, de fapt. Psalmistul a recunoscut: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Un profesor universitar creștin a spus-o în felul următor: sunt amabil cu studenții mei, respectuos cu colegii mei, îmi iubesc familia, nu fur, nu comit adulter, nu consum droguri, nu înjur, folosesc regulat ața dentară, dar când mă uit sincer și profund la mine, văd că nutrez sentimente de amărăciune, îmi folosesc cu zgârcenie timpul și banii și nu iubesc pe cei ce vin nepoftiți. Sunt orgolios și mă consumă felul în care mă văd sau mă tratează ceilalți, mă lupt cu pornirile mele carnale și privirea și inima mea se mai abate asupra unor lucruri neîngăduite, mă prefac că ascult, dar nu ascult, mă gândesc mai mult la cum pot să fiu mai extraordinar decât la cum să fiu mai bun, mă dau mai spiritual decât sunt, sunt un dezastru, spart în 1000 de cioburi și singura mea speranță este mila lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu stând pe tronul său, el a strigat: vai de mine, sunt pierdut! Isaia, capitolul 6, versetul 5. Apoi un înger a adus un cărbune aprins de pe altar și a atins buzele, spunând, versetul 7, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Conștientizarea păcătoșeniei noastre poate fi un ghiond blând sau ne poate trânti la pământ cu forța unui tsunami. Dar important este modul în care reacționăm. Indiferent cât de des ai căzut sau cât de gravă este greșeala ta, astăzi Dumnezeu își extinde harul și îți oferă șansa de a o lua de la capăt, dacă ești dispus să o accepți.